crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în această dimineață la Europa FM. Plecăm de la 200 de euro și, cine știe, poate ajungem la 1600 după 4 răspunsuri corecte. Georgiana din Megidia e cu noi. Bună dimineața! Bună, Georgiana! Nu te Ardiana. Auzim deloc. Nu da, e deloc. Așa și așa. Aulă. Acum, acum te auzim bine. Ține telefonul la ureche și vorbește da. Cu noi. Da. Așa, mult mai bine. Da, da. Mm-hmm. Ești supărată, Georgiana? Nu, e concentrată. Ești concentrată? Mm-hmm. Pe ce ești concentrată? Am emoții. Dă-le în culo de emoții, nu spune de nimic. Unde vă aflați dumneavoastră? La servici. Aha. Și ce faceți la servici? În creitorie. Bun. Confecționer. Confecționer. Și, păi și lucrez cu o grămadă de alte fete? Da. Acolo? Da. Și e ele ne fete. Aud? Dacă ne pui pe speaker, poți să ne ții telefonul în fața curii și atunci noi te auzim bine și ne aud și colegele și poți să te ajute, da, să nu te încurce, știi? Da, da. Uh-huh. Și să reușim noi să te ascultăm în continuare. Bine. Da, da. Mai Luca, ești pregătit? Să știi că mai avem niște ascultătoare în domeniu, o echipă de 26 de fete la Focșani, care sunt colege cu voi și care probabil acum vă țin pumnii. Mulțumesc. Deci, să te concentrezi, să ai grijă dacă te ajută colegele să nu întârzi cu răspunsul, da? Asta e cel mai important. Timpul, da? De pe la ce oră ați început voi să ne ascultați azi? De la ora 7. Oh! Așa se face. Primi 200 de euro, sunt bifați atunci. Așa pare, da. O să vezi. Sperăm. Bine, 6 secunde pentru toate răspunsurile corecte, da? Da, da. Bine, Georgiana, hai să începem. Uite, plecăm de la 200 de euro. Georgiana, pentru că sunteți ascultătoare fidele ale programului nostru și ne ascultați cu noaptea în cap de când am început, sunt convins că vei ști răspunsul la această întrebare. Sper. Pentru 200 de euro, spune-ne ce este un muflon. Un animal, o oaie sălbatică, gen coarne, e pe cale de dispariție. Și o să o mâncăm de n-o să se vadă. Că ea, băie, sălbatică toată. Nu e bravo, Georgiana, bravo. Pe cale de dispariție nu i-a dispărut de tot de la noi și au adus-o înapoi că să o mai mâncăm o dată. Doar rezervație. Așa, crește gata, rezervații. Ai răspuns, ai câștigat, nu știu că ți-ai dat seama. Da. Răspunsul e corect, l-am validat, ai 200 de euro, Georgiana, bravo, felicitări. Mulțumesc. Ce facem acum? Nu știu. Mi-au scris... Pentru mine sunt de ajuns. Hai, stai puțin, stai puțin, nu te pripi. Uite, mi-au scris colegele de la Focșani. Prins, suntem 28, Luca, nu 26. Îmi cer scuze, fetelor. Îți simt pumnii și te încurajează să mergi mai departe și ele, cred, Georgiana. E vorba aceea. Ce e mână, nu-i minciună. Haide, măi. Apropo, cred că business-ul ăsta e foarte dezvoltat, în special în Focșani. Uite, mai scrie cineva, mai suntem încă vreo 300 de persoane care vă ascultă zilnic din Focșani. Fabrica de confecții Pandora. Vali. Ne-a scris Vali din Focșani. Deci pe confecții suntem foarte tari. Nu vă dai seama cum e, ar trebui să mergem o dată acolo. Pentru mine e suficient. Eu mă mulțumesc cu atât. Haide, măi, păi cum, nu mergi mai departe? Nu. Ți-e frică. Deci cu pește mic, pește bun. Ce-s cum e? Ce e mâna? Nu-i minciuna. Bine, adevărul e că na. 200 de euro sunt bani. 200 de euro sunt bani. Da, da. Așa este. La Megidia, Georgiana, dacă tu așa consideri, nu te forțăm să mergi mai departe. Da, vă înțeleg. Bine, ultima dată te întrebăm. Te oprești aici sau mergi mai departe? Mă opresc aici. Te oprești aici, ai 200 de euro. Felicitări, Georgiana. Rămâi cu noi să nu pleci. Da, da. Că vreau să spunem întrebarea următoare și să vedem dacă ai fi câștigat 400 de euro sau nu. Mai puneai încă 200 de euro lângă ăștia 200 dacă ne spuneai
În ce județ se află orașul Borsec? Borsec, Vatra, Suceava? Te-a oprit bine, Georgiana. Bravo. Bravo. Mulțumesc. Borsec. Mulțumesc mult de tot. Este în Harghita. Harghita. Dar bine, probabil că dacă nu te opreai, fetele pe care le aud acum că sporovoiesc pe acolo și au intrat în relaxare, erau intrat în relaxare. Concentrate și te ajutau cu răspunsul corect. Probabil. Poate. Probabil. Da. Bine, Georgiana, să te bucuri de 200 de euro și sărbători fericite și ție și colegilor. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.